acestui eveniment național și internațional de mare anvergură, cu peste 200, aproape 300 de participanți, am aflat lucruri deosebit de interesante, lucruri pe care și noi le punem în practică în activitatea chirurgicală zilnică. Și anume, noi soluții pentru augmentarea mamară. Știm că augmentarea mamară, adică să corectăm corecția sânilor prea mici, este o preocupare constantă a publicului și nu numai din România, dar și din lume. Și iată că există a apărut un nou tip de implante mamare care au suprafața așa zisă de mătase sau nanotexturată. Este o suprafață foarte fină, deci spre deosebire de implantele clasice, care erau fie netede, fie rugoase, aceasta are o textură, o suprafață care se află ca și dimensiunea ale particulelor de silicon între cele două menționate. De asemenea, acest nou tip de implante are și o particularitate, așa anume că poartă în el o identificare sub forma unui mic chip inserat în implant, care ne permite nouă chirurgilor, indiferent de unde vine pacienta sau unde pleacă pacienta noastră, ca ea să fie identificată din punct de vedere a tipului de implant, mărcii de implant, când a fost pus implantul, ce tip de implant, deoarece de multe ori pacientul nu mai poartă buletinul de identitate al implantelor. Iată că este o noutate. De asemenea, tot în ceea ce privește augmentarea mamară, un loc important, probabil din ce în ce mai important, îl va avea și augmentarea cu țesuturi proprii, corectarea volumului și asimetriilor cu țesuturi proprii, și aici mă refer la țesutul adipos. Țesutul adipos în anumite condiții, pentru că tehnica nu este chiar simplă și are nevoie de o perioadă premergătoare cu accesoriile pe care noi le explicăm pacientului, poate fi integrat foarte bine la nivelul sânilor. Deci cine nu dorește să implanteze un material străin, poate să beneficieze de un transplant de țesut adipos propriu.